Începând cu 1 martie, toți comercianții vor fi obligați să afișeze lângă casa de marcat un anunț de atenționare a clienților, prin care se informează că în cazul în care nu primesc bon fiscal, pot să păstreze produsul cumpărat fără să-l plătească. În cazul în care comercianții nu vor respecta legislația în vigoare, vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei. Atitudine neconstituțională, pentru că el intervine într-un proces comercial dintre comerciant și cumpărat. Dacă nu-și va pune comerciantul de la 1 martie acest anunț lângă casa de marcat, va fi acționat printr-o amendă de 4.000 de lei de către ANAF pentru că nu și-a pus acest anunț. Da, este o tragedie. Patronii consideră că, fără o dezbatere publică și fără o fundamentare serioasă, a fost aprobat un act normativ care nu face decât să creeze situații conflictuale. Prin această măsură legislativă se poate încuraja furtul din magazine, astfel încât unii clienți pot profita de o asemenea situație, zicând că nu-i cer bonul dacă nu mi l-a dat, așa că pot să plec cu produsele fără să plătesc pentru că legea este de partea mea. Statul se interpune între mine ca și comerciant și clientul meu, obligându-mă să-mi asum responsabilitatea, deci mă pune la zid pe mine ca și comerciant și îmi spune: puneți obligatoriu un anunț lângă casa ta de marcat ca să te predai în fața hoților. Și vor apărea hoți. Întreprinzătorii constanțeni sunt de părere că, pentru a exista o activitate economică sustenabilă și profitabilă, reciproc avantajoasă, evaziunea fiscală ar putea fi eliminată prin măsuri de relaxare fiscală și nu prin astfel de acțiuni neconstituționale de constrângere.